vezi pe tine, te salută. Bună dimineața, toată lumea, mai pune una Adelina, nu? Bună dimineața, Adelina. Iha. Bună dimineața. Ce frumos te-ai vopsit. Ne interesează. Bună dimineața, Adelina. Vopsit pentru mine, pentru voi. A făcut cum îți place. Îți stă foarte frumos cu părul ăla. Mulțumesc. Am văzut pe Insta acolo, foarte fresh. Apropo, și lui nu-i mai place. Frumoase cadrele alea dintre tine și Adriana, apropo. Da. Așa. Cu plăcere. Și? Nu, atâta. Mi s-au dus un pic ochii în altă direcție. În altă direcție? Cum? Super. Ce direcție? Mai suferi după Radu tu? Eu nu sufăr. Nu? S-au încheiat lucrurile între voi? N-a suferit niciodată, nu? Tu ce ai mă de ești așa supărat? A dat iar te sesizezi, mă, tu să Adriana, vorbești, Adriana. Adriana, ce-ți fac bucăturile alea? Chiar am văzut cu tot timpul IT-ul ăsta de a scoate limba afară. Care-i duma? Are da, 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 așa mă distrez eu. A, da? Iar te sesizezi când e vorba de mine. Super. Nu, 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 de ea era vorba, nu de tine. Da, dacă era vorba de ea, în legătură cu mine, așa că nu te mai sesizezi și vezi de treaba ta. Mai bine să faci o relație decât să te faci. Da, o să caut și o relație până atunci. Mai bine caută să relație, nu mai caută pe mine. Dar tu nu stai faci, nu stai cu deja îi pleacă pe ăla. Deja îi pleacă pe ăla. Cred că se duce la altcineva următoarea săptămână. E, nu-i pentru mine. Nu te vrea. Nu te vrea. Nu, de la, e de la bluză. Oare? Adevărul că-l și meriți. Dar dacă a fost la mine... Păi dacă a fost cu tine, cum să nu-l meriți? Bă, Adelina, bă! Bă, nu vrea deloc să stea. Tu meriți pe ăla. Adevărul că l-ai meritat. Da, da, tu. Așa-i? Tu mai bine ți-ai vedea de... Un pic. Bă, nu pot să zic că mereu. Mai bine ți-ai vedea de gagicul ăla cu care pui poze de la munte când stai lângă el, Larisa, tu. Când acum o lună? Ca idee. O lună, Radu? Ca idee. Păi dacă ați ajuns toate... Îmi place. Despărțiți de gagicii voci doar pentru emisiune. Îmi place că Radu... Ce Larisa, dacă Adelina se vorbească... Care toate, Radu? Ce? Care toate? Alea care s-au despărțit înainte să vină. Băi, nu, dar uite alea că o stocărește pe fata aia. Exact, alea care s-au despărțit înainte să vină. Poți să pui poze cu cineva pe care poate să poți. Care? Tu! Da, nu, și de ce ești, Radu, că stai aici? Partea faină e că poți să iei în calcul poze. Am primit poze. Am primit poze. Am primit poze că încă aveți relații și stați pe aici. Plecați. Oricum vedete nu sunteți și nu o să fiți că n-aveți niciun talent, niciun haz. Larisa, poți să iei în dansați și atunci nu știi nimic, îmi pare rău. Cine? 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 Radu, cum? Cine nu vezi că caută pe fata asta? Da, da, caută să vadă ce postează, o pocărești un pic. Am primit mesaje, bă, nu caut eu, că nu știu cum are. Ai zis mai înainte că avea o poză postată, despre ce vorbim? Păi da, mă, omule, am primit mesaje, care-i problema? Păi nu, nu știu chestia asta, e clar că ai căutat. Da, că mă, Radu, am oameni, bă, omule, care au primit mesaje. Da, oameni, să caut. Radu, caută-mă mai încolo, caută-mă. Stau să caut eu toate, că n-am ajuns așa. Ceva nu știi să zici decât să... Votați-mă pe mine pentru a pleca el și vă promit că se va schimba situația în casă. Mă încetezi! Încet! Și tu ce ai făcut? Facilități cum faceți voi! Nu mai cere iau să vină susținători la tine! Știi că fără Radu o să fii moartă și o să pleci acasă după ești ce ai făcut? Ești un terminat! Așa, în jur, zi! Pentru cum ai jurat pe mine, te pui în genunchi fața mea. Ascultă bine da, ce zic. Da, 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 stai, ascultă bine ce zic. Așteaptă mult și bine. Îmi cer scuze, Adelina, că am stricat lungală. La fața ta cât de ești. Ce vrei să zic? Draga mea, dar ești gredolară. Te contrazici singură. Ciocu, 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 ciocu. Pa! Acolo. E penibil. Băi, penibil ești tu. Tu cu cine vorbești așa, Alexandru? Tu ești foarte frustrat că fetele te puteau să plece acasă. Crezi că plecarea lui Ilei i-a dat și mai mare încredere lui Mădălin în el? Oh, bineînțeles. Doamne, și spus. O să te jignezi de câte ori o să vii să mă trimiți tu acasă, că nu ești în măsură. Bravo ție. Ei, frate, am avut, m-am
o lună și două săptămâni chiar. Nu vreau să vin rând, dar e de mult. Ce ai mă de vorbit? Vorbeam cu tine, vorbeam cu Larisa și ai grijă. Vorbeam eu cu Larisa și te sezidesc ca și cum răspunzi în locul ei. Da, uite. Are dreptul, cred, să-și ia părerea în orice subiect, cum și tu îl faci la rândul tău. Poate să ai prins glas în fața mea? E simplu. Am glas. De ce? Ia și se sigează că Adelina în toate subiecte. Ai grijă să fie ăla cu ce ai greșit tu față de fata mea să n-ai. Acum a avut Adelina gura un pic de mine și acum nu are să vorbească. Măcar capul din pământ să nu ridici în fața mea, ca să știi. Cum el își dă cu părerea, cum el își dă cu părerea la toată lumea băgată. Am văzut că vorbești pe live, că dacă vin eu nici nu am cum să calc în cicleni, că ce se întâmplă, vorbeai cu Varta. Hai că n-am oameni pe acolo care se uită și întreabă. Da, așa am zis. Jură că n-ai zis așa? N-am zis, live. Am spus singurul lucru dacă că dacă... măcar în ciclenie, am zis că dacă ar fi nu, stai că zic. Dacă e de live, am zis că te-ai întrebat foarte bine cu totul în vară. Eram pe live. Nu e adevărat, vezi că tu primești numai informații proaste. Simplu. Vin și singur. Da, nu mai simți amenințat? Nu mă simt amenințat, mă simt... dezamăgit de persoane false și ieftine. Îmi pare rău că mi-am pierdut timpul. Oamenii apreciat-o, dar o să vadă ce caracter de oamenii au apreciat-o pentru că iar faci ești tu greșești tu te faci victimă tot timpul și tu greșești poate ești tu și o că vorbiți două în același timp și nu înțeleg nimic. Faci pe victima, dar nu. N-am nevoie să fac pe victima, că n-am spus că sufăr. N-am spus că sufăr după tine. Păi ba da, asta ai spus. Am spus că sunt dezamăgit, nu că sufăr. Vezi că l-ai semnul care ți-l pierzi. Ți-l pierzi, că nu mai ești gata, nu mai ai putere dacă nu mai ești cu mine. Da. Ca să știi, o iei în jos. Nici dacă n-am nevoie, mulțumesc. O iei în jos dacă mă da, fost, dar același lucru, același lucru l-ai făcut și cu Adriana la început. Acum mai așteaptă să prind încredere în mine. Că tu le dai putere și toate chestiile astea. Așa cum vă scoateți ochi o săptămână, două, trei. Uite-te la fetele care au fost în cunoaștere cu mine și care au fost cu mine, să vedem cum am ajuns. Băi, ele au personalitatea lor. Dar adu-și, dar au personalitatea lor în care lumea le-a remarcat și le-a apreciat și le-a dus acolo unde s-a luat după voi. Băi, Ileana, Ileana, ia-o pe Ileana. Eu nu m-am luat după nimeni. Ileana, ai avut vreo treabă cu ea, n-ai avut nicio treabă. A fost în top? Nu. Nu încerca să le pui pe ele într-o lumină proastă că din cauza ta au ajuns unde nu știu. Nu e vorba că vorbești doar pentru ăsta, nu e vorba. E vorba că... decât să fiu pe lângă tine. Bă, dar eu n-am scăpat. Păi da, dar prefer să mergem sub tot, dar tine are impresia că uite-te la tine ce specimene și oate. Nu, dar ea, atâta ea a fost cu el. Specimen, băi, mi-ar fi mie rușine, mă, să fiu lângă tine. Păi nu, de ce specimene și oate? Nu știi să fiu lângă tine. Asta este o vietate foarte... Vorbește frumos. Am început săptămâna cu mine. Am început săptămâna cu mine. Radu, vrei să vorbești cu Adelina? Cu Adelina vorbește cum vrei tu, lasă fetele respectivă. Mai vorbească. Sara Cristina, Radu oricum jignește mereu. Ce mă? Că tu. N-am înțeles. Am zis că dacă vrea și îi permite Adelina să vorbească cu ea cum vrea, dar nu cu restul fetelor, că nu mi se pare ok părerea. Exact, exact. Bravo, Ahmed. Toată lumea permite. Nu e ok să vorbească. Păi, bravo. Cine ești tu? Poate permite ea. Bravo, Ahmed, bravo, ia atitudine. Ce ești mai presus decât noi? Nu, dar mi se pare un gest de așa lipsit de caracter. Nu cred. Nu cred. Fiecare femeie de face. Mă rugam de tine să vorbești în emisiune și acum a prins curaj. Ce mă ești frustrat că vorbești mai să vorbești care e aveam o problemă de neîncredere cu mine. De treaba ta, ai neîncredere cu viața, nu cu tine. Uite, n-aveam încredere în mine și acum am. Da, ce încredere, da, la pe ăla sau de la ce? Urât, ai stat, cât ai stat cu tine? Două săptămâni. Două săptămâni? Mă rog, o săptămână, două și acum vii să dai în ea. Eu să vin să dau în ea? Tu, păi asta faci. Bă, s-a luat de mână cu voi, a intrat în voră cu voi. Eu m-am luat de mână cu cineva. Fata asta, da, după ele și acum nu te mai critică. Pentru ce am spus în gală, că n-am nevoie nici de tine, nici de ele, nici de nimeni. Nu te mai critică lumea, nu te mai critică băieții din casă și acum ai prins tu pe eu? Ce? Despre ce e vorba? Nu era vorba despre tine, Antonia, era vorba despre mine și ea. Atât. Nu te-am. Ok. Nu te-am băgat în discuții, dar cu ocazia asta te salut și te pup. Bună. Foarte frumos. Avem și noi o fată care nu-i dă cursul Alex la triunghiurile amoroase. Antonia, vezi și tu pe ăla? Dar nu te-am înțeles, Duțu, scuze, nu te-am auzit. Te pup și atât, e un salut. Ziceam că dacă vrei să ai și tu pe ăla în piept să stai pe lângă Radu. Da, ce mai faci, o chestie. Folosește-l și tu puțin, că o să ai și tu ăla. Toate fetele care au stat pe lângă Radu au pe un piept? Da. Și Adriana, de ce l-a avut? Păi l-a avut și Adriana. Ile, de ce l-a avut? Ile l-a avut că a fost șefa voastră, acum a plecat. Nu știu, a plecat, sincer, nu-mi aminte să fi semnat vreun contract. Duțu, când a plecat, Ile, plângeai și tu.
Ce? Eu am plâns că a plecat Ile, nu? Da, când a plecat Ile în gală, plângeai și că ați rămas pe cumpuie, de nu știți cum. Eu am plâns doar când a plecat Mihai, ca să știți. Sunteți de busolate rău tot după plecare. Dar când a plecat Mihai. Da, înseamnă că am văzut eu rău. Așa s-ar simți toți dacă ai plecat tu. Acum, acum cred că a lăsat-o pe Larisa în locul ei. Ce într-un fel e mai bine că a plecat, pentru așa? Că puteți și voi să vorbiți singure. A, și până acum ne-a spus o singură. Te hotărăști? Și ori ne-a învățat ea, ori ne va să ia ori. Acum avem... Uite de la replica asta. Ciocu, ciocu, ciocu. Vedeți, asta a fost prima replică pe care mi-a spus-o. Vezi că Ile vorbea în locul tău, bravo. De aia zic. Știi să vorbești. Eu am știut întotdeauna să vorbesc, nu cred că a vorbit ea vreodată pentru mine. Păi când să vorbesc? Am loc de voi să vorbesc? Ăștia doi s-au împrietenit. Păi ia, ce să vorbesc? Știam păi că de când s-au vopsit împreună sunt prieteni. Să vorbesc. Păi bravo, să vorbesc de acum acolo. Așa, tu sunt întâi, stai și ne cunoaște și după aia dă-ți cu părerea. Cel puțin pe așa că nu mai judecați. Vezi, Larisa? Așteaptă să mă cunoști ca să-ți dai seama că... A plecat, gata. Are voie că am rămas eu aici. Șefa clanului... Șefa șefelor. Nu, du-te! Oh, că dau timp, nu. 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 Hai, nu. 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 Adela, nu te mai juca cu mine. E ultima dată când îți zic. Deschide ușa. Deschide ușa. Nu o deschid. Deschide. Nu vreau. Ai cu putere doar că dacă intru... Așa. Pe tine... Direct la tine. Deschide ușa. Nu. Deschide ușa. Ei, așa se va desfășura toată emisiunea. Adelina stând acolo la ușă. Ce faci, o deschizi? Cu cine vă permite, nu cu toată lumea. O, de cum a scăpat, bă? A scăpat, bă? Vezi cum mă înjur tu pe mine, că mă... Nu, cheia. Bă, mă jur. Încetează, vezi că eu-ți deschise ușa. Deci ce-i mai... Deschise, dar tu m-ai dezamăgit. Ce-i mai... Oameni sunteți. Ca să știi. Mă jur. Bă, tu nu am gesturi de astea, că nu mai gesturi de astea. Vezi că o să cazi. O să cazi. Cazi! Bă, de ce e? Noi. Nu știu. Că n-am plecat. Cum e acum? S-a pompat. Aaaa, ia foarte de Georgiana, ce? Da, nu. Poate pe mine mai putem? E terminat, sărac. Dar tu de unde știi, mă, pe cine am votat eu și pe cine nu? De unde ești? Tu așteaptă și o să vezi săptămâna viitoare pe cine am votat. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.